În perioada 16-18 octombrie, o delegație a Camerei Deputaților din România se va deplasa în Lituania la conferința interparlamentară cu privire la guvernanța economică și financiară post-criză. La manifestarea de la Vilnius va fi prezent și deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian. Aș dori să informez cetățenii din municipiul și județul Giurgiu că săptămâna aceasta eu voi reprezenta împreună cu încă doi colegi parlamentari din Camera Deputaților, voi reprezenta Parlamentul României la conferința interparlamentară cu privire la guvernanța economică și financiară în Uniunea Europeană. Această conferință va avea loc la Vilnius, în Republica Lituania. Mai multe detalii despre conferința interparlamentară de la Vilnius, dar și despre alte evenimente la care a fost prezent Nicolae Florian, veți urmări imediat după jurnalul TV Giurgiu în cadrul rubricii săptămânale Agenda Deputatului.